concentrările la tabla de șah. Cea mai importantă dintre ele este iarăși, dacă ai atins piesa, trebuie să o muți, ca și în viață, dacă ți-ai dat cuvântul sau ai promis ceva, trebuie să duci până la capăt. Așa a ajuns Elisabeta Polichroniade un nume în șahul mondial. În 1960, la numai 25 de ani, devenea maestru internațional. A câștigat 9 medalii olimpice ca jucătoare. La 8 astfel de competiții a fost și arbitru. A obținut 7 titluri de campioană a României și a participat la peste 150 de turnee internaționale. Toată viața și-a dedicat-o șahului și a luptat pentru continuitatea acestui joc. Și a putut face acest lucru prin emisiunea Șahmat în 15 minute, realizată la TVR vreme de aproape 4 decenii. Apropiații povestesc că Elisabeta Polichroniade l-ar fi învățat chiar și pe Nicolae Ceaușescu să joace șah. În 1999, numele ei a fost scris în Cartea de Aur a Federației Internaționale de Șah. Marea maestră a șahului organiza turneul regilor, unde participau cei mai mari șahiști. Ca joc al minții, șahul imprimă anumite principii jucătorilor, spunea adesea. În ultimii ani s-a implicat foarte mult pentru impunerea șahului ca disciplină. Această idee este, de fapt, împlinirea unui vis. Pentru că de foarte, foarte mulți ani, cel puțin 20 de ani, poate mai mulți, doream ca șahul să intre în școală.